Cine vrea să mai stea să schimbăm două vorbe, eu sunt aici ca să vă ajut să vă exprimați. Mircea Tomea numele meu, organizația din care fac parte, Activoace, a adoptat 3 filme în festival și ăsta a fost unul dintre filme. Ar trebui să întreb înainte dacă, if there are some persons not speaking Romanian here. Deci o dăm pe românește. Da. Am început să văd filmul ăsta destul de neconvins, adică știai povestea, când începi un film știind dinainte rezultatul, parcă ai senzația că vezi degeaba. Dar nu știu dacă ați avut aceeași senzație când am fost chiar degeaba. Da. Noi suntem pentru libertatea de exprimare chiar și a boxelor. Da. Cred că ideea principală e că trebuie să ne păstrăm principiile și dacă ne unim cu toții pentru ceva bun și constructiv, și ne spunem gândurile împreună, probabil ceva în timp, măcar o generație următoare, reușim să facem. Da, e un soi de vaccin împotriva fricii, filmul ăsta. Acum, cât de eficient e vaccinul, nu știu. România a traversat o perioadă de frică zdravănă, în perioada bunicilor mei, nu știu, și străbunicilor voștri. Am participat la o conferință de drepturile omului undeva într-o altă țară, unde un polonez a declarat că în Europa de Est gena nevoii de libertate este inegal distribuită. Că sunt popoarele cu gena puternic exprimată, Polonia, Cehia și Ungaria, după aia intermediare erau câteva și ultimii românii și bulgari. Așa, fricoși, rău. Și, dar din ce am văzut în filmul acesta, frica se construiește, nu e un proces cu care te naște, adică nu, totuși, nu genetic suntem tarați. E un proces care începe cu... A fost foarte bună analiza, după părerea mea, pe care a făcut-o un analist politic care spune că este o soluție de a inocula frica cost-eficientă. Adică nu trebuie să bagi toți potențialii opozanți la închisoare sau la canal, cum s-a întâmplat în România în anii 50, când aproximativ 2 milioane de români au fost scoși din circuit. Aia e neeconomic. Aici îl iei pe unul și îl expui și justiția funcționează. Mai ziceți și voi. O să rog să-i dați. Mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus colegul de rând, că poate generațiile viitoare vor fi inspirate să acționeze. Noi nu, generațiile următoare. Întotdeauna responsabilitatea la alții, să vină alții să ne salveze, să facă alții, noi stăm comod. Nu? Ok, m-am liniștit. Replica, asta da, a zis, da. Bune. Nu, nu acum. E doamna care a ridicat. Dacă este bine. M-am luat de una. M-am luat de o idee. Da. Ok. Da. Am eu grijă. Are mie ce grijă. Și mai era ceva în legătură cu gena aceea libertății. Fără să iau apărarea poporului român foarte mult, aș vrea să știu că nu am învățat foarte bine la școală dacă
Ungaria, Polonia au avut parte de regimuri socialiste, așa cum am avut noi. Au avut parte de un canal al lor și de o presie din anii 50-60 și de au avut parte și de un echivalent al anilor 80 la noi. Mulțumesc! Întărătate declarația polonezului am făcut eu așa o semicercetare, dar psiholog, nu istoric, dar din cât am dat eu așa, ungurii au avut în momentul instalării comunismului în jur de 20 de victime. Cehii 2, polonezii 100 sau viceversa. Deci ordinul de mărime, nu, cifrele nu le luați exact. Victimele cui? Sau ce? Victimele, oameni care au fost omorâți atunci când s-a instalat comunismul în țările respective. În România au fost 2 milioane și în Bulgaria. Nu 2 milioane, dar ordinul de mărime era cu totul alt. Pe parcursul regimului, adică, da? Vorbim de anii aceia de început, care 3-4 ani. A, da, da. Da. Mie ce mi s-a părut interesant a fost că în situația aceea imposibilă și în fața lui Putin, totuși Alexandru Sokurov, care este un mare regizor rus, i-a luat apărarea lui Sentsov, chiar dacă știa că n-are absolut nicio șansă, după cum s-a văzut în final. Nu știu dacă aici cineva mai pactizează cu Bintilie ca în anii 70 și nu știu dacă un director de teatru ca Liviu Ciulei are să-i mai țină spatele. Și mi-e foarte teamă că solidaritatea aici s-a disipat așa ca și cum ar fi fost o ceață. Că, în afară că nu mai există sentimentul de prietenie, dar nu mai există sentimentul de solidaritate, ceea ce este extrem de periculos. Așa, în drum spre dumneavoastră. Am să spun că totuși, oare ce solidaritate parcă are născut Piața Victoriei, am văzut acolo un grup de tovarăși. Da, eu mă gândeam la altceva. Pe lângă manipularea și frica asta inoculată de presă, de toate, nu știu, rețelele de socializare și tot ce se întâmplă când suntem adulți, frica asta începe din copilărie. De când ești mic, ți se spune, bineînțeles, trebuie să existe un sistem să fii protejat, să nu te lovești, să nu... Dar mi se pare că câteodată este puțin... este inoculată frica la copii de când sunt mici. Eu am fost crescută de o bunică și recunosc că mi-era frică să mă dau cu Sania la un moment dat. Pentru că era genul de om care îmi spunea, ai grijă să nu te lovești, ai grijă... Până la urmă suntem aici pentru o perioadă limitată de timp, cu toții ajungem în final în același loc, putem să luăm viața chiar ca pe o experiență, nu-i niciunul care supraviețuiește și este de aici sau rămâne aici. Și ce facem atunci trebuie să conteze și să încercăm să ne depășim, să vedem de ce am ajuns astăzi să ne fie frică, să analizăm puțin. Și eu cred că totul începe din copilărie. Atât. Da, dar până la bunicuțe, cred că instrumentele mai la îndemână pentru cei care vor să ne inoculeze frica se numesc justiție. Cu o justiție obedientă, ați văzut ce Senin spunea, invoca Putin principiul legalității. Eu nu pot să apelez la milă sau la credință. Legea, aș spune cuvântul, o țară în care legea face dreptate, stăpânește. Legea funcționează cum am văzut și subiectul aduce în discuție o replică românească foarte fierbinte. Dacă vrea cineva. Replică românească, mă refer explicit la tentativele politicienilor români de a prelua controlul justiției. Scuze. Puteți striga de acolo? S-a auzit? De repetat. Dacă există
la nivel internațional, mondial, global, echivalentul Curții Europene pentru Drepturile Omului, Curtea de la Strasburg. Curtea de la Strasburg, în principiu, funcționează pentru Consiliul, țările membre ale Consiliului Europei. Deci Rusia este parte. Și Ucraina. Adică nu ne trebuie altă curte, e bună și aia. Adică s-ar putea face un nou proces pentru Sentsov? Cum? S-ar putea face un nou proces pentru Sentsov? Întrebarea a fost dacă s-ar putea face la CEDO să deschide o cauză Sentsov. S-ar putea face ceva pentru el ca să iasă din situația asta? Teoretic, da. Nu știu din punct de vedere juridic, pentru că CEDO are niște criterii după care, dacă i s-au respectat toți pașii, da, conținutul deciziilor din instanțe, nu știu dacă intră în analiza CEDO. Aici e o discuție pe care ne-ar putea să aș da să o lămurim. Rusia chiar este partea... Da, este. Da, da, da. Numai Belarusia a fost scoasă. Da, vă rog. Stai. Aici să se sus. Juridic, Rusia este membră Consiliului Europei, poate a face apel la CEDO. Problema e că s-au fost date verdicte împotriva justiției Rusiei, adică CEDO a dat împotriva Rusiei, dar nu sunt aplicate. E aceeași chestie ca la unul, țara Rusia fiind o țară puternică, Consiliul European are mijloace pe care poate sancționa Rusia dacă nu respectă deciziile CEDO. Chiar în cazul lui Oleg Navalny, fratele lui, cum îl cheamă, politicianul ăsta, lui Alexei. CEDO s-a pronunțat, se pare că astă toamnă, în dosarul Oleg Navalny, fratele lui Alexei Navalny, și a găsit încălcarea drepturilor omului, numai că și avocatul lui, și guvernul Rusiei a făcut contestație la Marea Cameră, și se pare că s-a pronunțat acum, la început de martie, Marea Cameră, Rusia nu se grăbește să execute deciziile Curții de la Strasburg. La fel s-a întâmplat și în dosarele transnistrienilor, cărora le s-au încălcat drepturile de către Armata 14-a sau na, autoritățile de la Tiraspol subordonate Rusiei, și Rusia a fost găsită vinovată, doar a plătit despăgubirile, dar nici de cum nu i-a repus pe oamenii cei în drepturi. Deci a plătit banii, a scăpat de o grijă, dar nu face altceva. Mulțumesc foarte mult pentru informații. Vreau să spun că în 2015, prin concurs de împrejurări, am fost la închiderea festivalului de film de la Sarajevo și asta cred că s-a întâmplat 3 zile mai târziu după ce Sentsov și primise sentința de 20 de ani. Condamnat la 20 de ani de închisoare și toți regizorii și toată seara, toată ceremonia s-a încheiat cu o sală întreagă într-un superbă sală învelită în capitea roșie strigând Free Oleg Sentsov și mi s-a părut minunat negocierea asta a putumei ca o ceremonie de premiere să nu se încheie cu aplauze, ci cu strigăte. Și mă gândesc că poate instituțiile de cultură sunt o bună, un loc bun de negociere a fricii, în care să se înlocuiască aplauzele și felicitările cu critici, cu revoltă și dincolo de zidurile respectivelor instituții în care noi ne delectăm serii de. Mi-am frumoasă idee. Mulțumim foarte mult. Eu aș zice să plecăm cu aceste ultime cuvinte. Păi hai să scandăm și noi. Libertatea lui Sentsov sau ceva. Sau paruschi. Svobodu Sentsovu. Asta ar fi trecut să înregistrează cineva? Eu înregistrez pentru curaj tău. Da. Cum se spune? Svobodi? Svobodu Sentsovu. Svobodu Sentsov. Da, libertatea lui Sentsov. Doriți? Da? La trei. Svobodu Sentsovu. Svobodu Sentsovu. Svobodu Sentsovu. Svobodu Sentsovu. We did it. Fericit.